Trăiețar, de ce merge așa pro ziua asta? Nu te cred. Deci episodul ăsta, Trăievară, e cred că top 1. Cel mai nașpa episod ever. Trăiețar. Da, știi ce? Ăsta e ultimul episod. Ăsta e ultimul episod. Nu o să mai apară episod de acum. Nu o să mai apară episod de acum. O să apară probabil peste 2-3 ani când nu o să mai faceți mape cu foculeții sau nu o să mai existe Stumble Guys. Deci abia atunci. Până atunci nu mai am în plan să măriți cu foculețele astea. Trăiți-ar că e grav rău de tot. Nu mai vreau. Darius 90! Ne prezintă aici o nouă mapă? Bine, eu vă prezint. El ne-a făcut-o ca idei. Cred că aș vrea să renunț să vă prezint această mapă, că vă pot spune de pe acum că nu-i ce trebuie, bă, băieți. Nu-i ce trebuie. Dar dacă apăsați și voi butonul ăla de like, stați așa că astea nu mă nimereau dacă eram acolo. What? Dacă apăsați și voi butonul ăla de like, s-ar putea să mai apară mai multe episoade din mapele abonaților, deoarece se apropie de final, nu mai avem așa mult. Ok, facem planul minge, da? Mă fac mare bilot și mi-a băgat foculeț acolo, omul, mă. Bă, nu te cred. Ba da, mi-a băgat 1000 de foculețe. Lasă, n-am trecut. Jură-te, de ce? Ok. De ce? Și de ce încep direct cu foculeții? Trebuia să mă lași pe mine să... Dar întrebare, am cum să fac mapa asta măcar? Că nu știu ce am o presimțire, bă, băieți, că mapa asta, uite puțin, mă ține numai în foculeții. Am vrut să zic ceva. Nu, cred că mapa asta mă ține doar în foculeții, bă, băieți, nu știu dacă o putem face. Stați așa că am găsit ceva acolo pe unde pot sări. Da, bravo că am găsit. Ok. Ok, cred că deja vreau să renunț. Oare să dăm skip la mapa asta? Brother, e chestia că sunt prea multe. Și stau tot clipul doar aici pe loc? Retro Boy! Brother, sper că tu n-ai făcut ca băiatul de dinainte să-mi pui doar foculeții și să trebuiască să stau pe loc. Că... nu-i ce trebuie, mi-ai pus aici sau iau dreapta înainte sau stânga. Clar, o iau prin stânga, nu știu de ce, prin dreapta. Puteam să o iau prin dreapta, trebuia să o iau, ok, o iau prin mijloc. Fii antenă, nu se așteaptă nimeni la asta, o iau direct prin mijloc. Și acolo mi-a băgat 1000 de foculețe ca să nu mă pot duce prin mijloc. Sau mi-a băgat asta, ce nu mă lasă să mă duc. Trăievară, de ce mapele devin din ce în ce mai troll în loc să devină mai jucabile? Uite puțin, aia zic, ok, bun, și aici 1000 de foculețe și exact, nu putem trece. Și pe aici, prin dreapta, nu cred că putem trece. Ce, mi-a băgat aici de ales, hă? Unii cu foculețe, unii fără exact. Ok, bine, bine. Ok, atunci o iau pe aici. O iau pe aici. Ăsta era drumul de la bun început, vă zic eu. Vă zic eu, și iară mi-a băgat foculețe aici, ia zi. Trăievară. Cred că voi da skip la toate mapele cu foculețe, nu știu ce, dar încep să dau skip, nu mai am răbdare cu ele. Îmi cer scuze, dar chiar nu mai am răbdare cu ele, ok, bine. Ok, și iar foculeț acolo și pe unde trebuie să o iau? Că pe aici, prin stânga, mă bate Dumnezeu în gură cu vântul, uite puțin. Ok, sar peste asta atunci. Bun, atunci mai sară și peste asta, aici mi-a băgat viteză mai tare în față, dar nu funcționează. Ok, bă, fratele meu, deci nici nu i-am dat notă băiatului de dinainte, dar nu mă judecați. Că n-aveam cum să dau notă, că nici n-am apucat să trec de prima parte. Nici nu știu dacă ți putea trece de prima parte. Că numai el știe pe unde au pus o pătrăție, că să putem trece. Mă, întreți, ara, să termina și mapa asta, mâncați așa sufletul. Pentru ce cu foculeții vă dau de la 7 în jos, așa că ție îți voi da un 7. Ci că doar foculețe, ascultați aici, doar foculețe. Două foculețe, nu doar foculețe, doar două foculețe. Unde le-o fi pus? Puteam să jur, deci fix asta. Deci dacă mi-ai fi dat 5 secunde în plus să mai zic un cuvânt, asta vă... Două foculețe. Trei foculețe. Trăiți ar familia. Ai zis doar două. Din două nu se fac trei. Ok, bun. Și aici, ce-i asta? What? Ok. Bro, 4 foculețe, ai zis doar 2, bă, Pinocchio, bă, frate, dar de unde scoateți voi, bă, 2 la voi înseamnă 10, așa-i? Mamă, Trăiețar, cred că mai am nevoie de școală, mamă, că am trecut și din mapa asta, Trăievară. Deci la băiatul de dinainte îi voi da un 9 și la băiatul de data asta îi voi da un 7. Se putea și mai rău. Andrei 30,
aici Andrei 13, dar era Andrei 30 numele, ok, nu contează, să fie un Andrei, bă, băieți, un Andrei, bun. Trăiețiar, trebuie să mă duc la o grădiniță să mă consult cu mai multe persoane. Trăiețiar, că nu înțeleg ce-i cu mapa asta, n-ai cum așa ceva. Bă, dar voi cum vă gândiți, bă, fratele meu, să faceți așa mape? Bă, voi chiar le faceți pentru mine sau aveți ceva dușmani? Că nu-mi explic cum să faceți pentru mine așa mapă, uite puțin. Bă, înseamnă că v-am supărat în viața asta rău de tot, uite, na, joacă pe asta, na. Ai cum, n-ai cum. Că am jucat-o eu și am dat-o în bară. What the fuck, bro? Ce e asta? Ok, bine, gata, am trecut, gata. Hai, am terminat mapa. Gata, trei vara. Hai de viață, mă. Cred că ăsta va fi cel mai rapid episod din viața mea. Așa că, bradere, îți dau un 10. Mi-a plăcut numai că, ți-am zis, trebuie să mă consult cu mai multe persoane ca să înțeleg pe unde ar fi trebuit să o iau. David Kick ne-a pregătit cea nouă mapă, care pare chiar super ok, dar acolo pare că are avea foculeții, nu-i așa, David, șut în șpiț, zici și mie. N-ai cum, bă, și mingea asta? Am crezut că o pot împinge ca să-mi dau seama unde sunt foculeții, dar se aștepta să mă bagă în mingea asta? Nu te cred, nu te cred, trăievar, de ce atâtea foculețe, mâncava și sufletul vostru? Hai, ok, prin stânga nu o pus. Hai, bă, băieți, bă, să vedem care este faza, că nu înțeleg pe unde trebuie să o iau, că mi-a pus foculeții și prin stânga și prin dreapta. Bă, băieți, băgați foculeții, dar nu băgați nici în halul ăsta să stau un clip întreg numai să-mi dau seama pe unde trebuie să o iau, că voi aveți un avantaj, voi vedeți unde ați pus foculețele, dar eu ce, eu le văd, da, traițări, eu sunt Robocop, în timpul liber, traivar, mă gândesc să anihilez toată lumea. Mai ales jucătorii de Stumble Guys ce îmi bagă foculeții pe mape. Mai ales aia, cu ea am o problemă. Așa că păzea, dacă o să mă vedeți vreodată cu ochii roșii, o să știți că din cauza foculeților. Trăieți, ar și cum trebuie să o iau, mâncați-aș sufletul tău, ok, așa, bun. Am înțeles, stânga, începem cu stânga că... De ce toate mapele pe care le-am jucat începeau cu stânga? Că toată lumea se așteaptă să o iau prin dreapta și fix acum te-ai gândit. Ok, bine, o luăm prin dreapta. O luăm încă o dată, stânga, bine, dreapta, stânga, bine. Bă, fratele meu, dreapta, stânga, ok, și pe urmă ce-o fi? Nu te cred. Hai, fratele meu, hai odată, hai, mergem așa, facem aici. A, era dreapta, trei țări, de ce am făcut stânga? Nu te cred, ok, bine, am nevoie de un doctor, avem un doctor pe aici. Trei țări, s-o deplasa și mingea aia. Trăiți, ar s-o deplasa și mingea aia și nu mai știu pe unde trebuie să sar. Nu te cred. Ce naiba? Și acum ce fac? Bro. What the fuck? Ce naiba? Stați așa, mă. Bro, foculețele alea se mișcă cumva. Bă, pe aici am sărit mereu, bă, mâncava și sufletul vostru. Sau pe aici. Aparem pe aici. Și acum cine își mai dă seama cum trebuie să o iau? Vai de viața mea. Maică sfântă, ce naiba, trăiți-ar, nu termin mapa asta niciodată. Nici de două ori, uite puțin. Cum ar trebui să o iau? Îmi explică cineva, îmi face și mie cineva o hartă ca să înțeleg? Nu-mi face nimeni o hartă, așa-i? Ok. Trăiți-ar. Vreau mapa asta, dar fără foculeții, se poate? Sau lasă-mi foculețele doar acolo, doar acolo unde era nevoie, nu și aici. Ok, bine, asta e ultima dată când încerc, stau prea mult la, ok, asta e ultima dată, stau prea mult la mapă și nu-i bine. Trăiți-ar, nu înțeleg. Iuliane, zine când ai făcut o mapă fără foculețe, zi-mi, te rog frumos. Ok, avem aici o mapă care arată bine, pare șmecheră, chiar pare simpatică, bă, fratele meu. Dar nu, serios, mapa asta m-a jucat, lăsați-mi puțin în secțiunea de comentarii că eu la câte mape m-am jucat, nu mai știu care m-am jucat și care nu. La modul cel mai serios, chiar nu mai țin minte ce mape m-am jucat. Puteți să-mi trimiteți aceeași mapă de 40 de ori, că cred că abia prima dată îmi voi da seama că de fapt am mai jucat-o. Nu știu de ce, asta totuși pare că am mai jucat-o. Ori este una ce seamănă cu ea sau am jucat ceva asemănător. Nu știu, chiar nu știu, bă, băieți. Așa că încercăm să o facem repede, că nu pare o mapă grea, uite ce simpatică și simplă e. Și e o trambulină pe aici, așa e? E o trambulină? Nu e o trambulină. Aparent, nu e. Ok, brother, îți dau un 10 la mapă
Numai că mă așteptam să-mi bagi ceva troll. Cosmine! Zic că e o mapă fără foculeți, trăiți, iar că pare o mapă malefică. Pare o mapă foarte malefică, ce e asta? Mă zboară? Ok, hai că mi-ai scurtat drumul, aia zic, e viața mea. What? Ok, aia mi-a plăcut, de ce suntem, mi-a plăcut, dacă mi-ai fi băgat trambuline prin astea era ce trebuie, îți dădeam direct 10 de pe acum, nici nu mai termina mapa. Ok, bun, am ajuns aici unde, mamă câți bani trăiți, iar, ok, și aici o grămadă de mingi, cum ar fi să iau o minge în gură, nu se va întâmpla chestia asta. Numai că locul e foarte straniu, pare că ar avea foculețe, dar n-are niciun foculeț, că sunt o grămadă de mingi. Ok, unele chestii chiar nu se explică. Bă, fratele meu, și? Aici e un foculeț, așa-i? Nimic? Nu? Nu? Troll? Trăiți, iar de ce m-am obișnuit cu trollul? Nu pot să cred așa ceva, de ce m-am obișnuit cu trollul? Și acum orice mapă mă joc, mi se pare că trebuie să aibă ceva troll acolo. Mulțumesc, bradere, că nu mi-ai făcut nimic troll. Îți dau 10. Impossible cu o nouă mapă. Trăiți, ce mapă asta? Direct am căzut prin mapă. Normal. Și m-am împins și aia. Și mă va mai împinge de 10 ori. Că de ce nu? Alta. Și ciocanul, trăiți, că de ce nu? Da, mulțumesc. Ok, bun. Hai că o luăm și noi, uite, pe aici. Uite, o luăm pe aici. Nu știu pe unde trebuie să o luăm. Mă jur, bă, băieți, habar n-am pe unde trebuie să o iau. Nu înțeleg absolut nimic din mapa asta. Trebuie să mă consult cu agenda mea că e grav, e grav trăiva la familie, nu înțeleg absolut nimic. Absolut nimic nu înțeleg din mapa asta, la modul cel mai serios. Știu că trebuie să o iau pe aici, pe undeva. Ok, o luăm pe aici. Nu știu de ce o iau pe aici, că uite, e ciocolată pe jos. Și aici o să fie mare foculeț, așa-i? Puteam să jur, de ce credeam că ar fi atât de simplu, ok. Și prin dreapta la fel, e prea simplu. Ba nu, e mai lung, bă, prin dreapta. Parcă vezi că e tot înainte. Ok, ui, o luăm pe aici atunci. Nu cred că o să o luăm nici pe acolo, niciodată. Ok, hai că o luăm de data asta. Bun, și sărim pe chestia asta. Ne zboară, ne suflă de fapt. Ne mai suflă o dată. Și ne mai suflă o dată. Și ba da, pe aici, bă, ăsta e locul. Mamă, dacă o să fie aici cu foculeții de alea și nu-mi voi da seama, nu te cred. Nu te cred că îmi vei face două case. Trăiți, iar am intrat în panică. Ok, n-am mai intrat în panică. Mergem așa, sărim pe urmă aici, că nu putem să sărim acolo, că mi-a băgat un foculeț. Nu te cred că te-ai gândit dintr-o dată. Ai avut un coșmar și ți-ai dat seama că acolo vine un foculeț pus. N-am vrut să dau double jump, că am zis că nu este nevoie, dar aparent s-o gândit băiatul meu că ar trebui. Trăiți, iar de ce merge așa prost eu asta? Nu te cred. Deci episodul ăsta, Trăievar, e cred că top 1, cel mai nașpa episod ever. Trăiți, iar n-am răbdare, n-am nimic, n-am. Ok, și tot mă gândeam că mi-a băgat foculeț aici, dar văd că e băiat de treabă și nu mi-a băgat foculeț. O să sărim pe aici, mergem finuț, mai sărim o dată aici. Și acum ne luăm minge, nu ne luăm nicio minge în gură, sărim aici, sărim aici, pe urmă mai sărim încă o dată aici, că atâta trebuie să facem stumble guys, mergem în față și sare. Nu e nimic mai mult și acum... Bă, trăițără, și chiar mi-era frică, bă, chiar mi-era frică, că parcă vezi că trebuia să merg tot înainte. Bradere, îți dau un 10 la mapă. Rămân în 10. Nici nu știu cum să zic, că te cheamă că ești format numai din numeri. Dacă cumva bag numărul ăla în telefon, trăițără, și sun, o să sun la taxi. Ești nebun la un taxi de la negru din Anglia, cel mai probabil. Deci, nu vreau să fac chestia asta. Nu vreau să te întreb ce ai avut în plan când ți-ai pus numele ăla și nu știu cum ar trebui să zic. Îți zic pe numărul cel mic sau pe cel mare? Zi-mi și mie ca să știu. Ok, bun. Ar trebui să sar direct pe asta. Să înțeleg de ce? De ce m-au aruncat atâta? Ok, las că nu e nicio problemă. Că noi suntem aici ca să rezolvăm problemele. Nu există probleme, Trăievar. Dacă ar exista probleme, ar fi grav rău de tot. Nu e așa? Dar ar fi foarte grav. Nu m-aș mai juca. Dar noroc că nu există probleme. Trăiți, iar ajung măcar pe trambulina asta, hai, măcar atât, aia zic, ok. Hai, adu-mă, trăiți, iar. Nu, te rog, să nu mă scoată, aia zic, dacă mi-a părea pe urmă că... Mai bine nu, hai să nu mă gândesc, gândesc prea mult uneori și nu-i bine, chiar nu vreau să gândesc mai mult de atâta, nu este nevoie. Bun, mergem pe ciocolata aceasta și avem un foculeț pe ciocolata aceasta, Trăievară. Nu mai merg pe ciocolată, știți ce? Păstrați-vă voi toată ciocolata, că eu nu mai vreau, nu mai trebuie. M-am gândit, mai bine sunt la dietă completă. Nici ciocolată, Trăievară, familia. Nu! Ce? De ce? Ok, acolo mi-ai băgat foculeț. Bine, bine, te țin eu minte.
Te țin eu minte, dacă prămiști două pietre în geam, să știi că nu-s de la mine. Să știi, nu, ai un inamic grav rău de tot, a fost sniper în armată, trăițara. Ok, bine. Vreau neapărat pe acolo. Vreau neapărat pe acolo, că nu mai vreau foculeți. M-am săturat eu de atâtea foculeți, mă, cavă și sufletul vostru. Nu, serios, de acum când văd o mapă cu foculeți, deja îmi vine skip, direct. Ok, mamă, trăițara, familia, la mapa asta voi sta 1000 de ani. Nu te cred. Că nu înțeleg pe unde trebuie să o iau, că mă gândeam că trebuie pe acolo, dar apare nu trebuie să o iau pe acolo, că acolo mi-a băgat foculețe, că de ce? De ce are trebuie brotonele să o iei pe acolo, brotonele și un fraier, nu o lua pe acolo. Ok, mi-a băgat foculețe, ba pe acolo trebuie să o iau, dar mi-a băgat foculețe ca să nu-mi dau seama. Mai că sfântă trăieți, iar familia, mamă, bă, v-aș blestema pe ăștia de băgați foculețe, dar... Trăieți, iar vă rog frumos, dacă... Da, știi ce? Ăsta e ultimul episod. Nu o să mai apară episod de acum. O să apară probabil peste 2-3 ani când nu o să mai faceți mape cu foculeții sau nu o să mai existe Stumble Guys-ul. Deci abia atunci. Până atunci nu mai am un plan să măriți cu foculețele astea. Trăiți, iar că e grav rău de tot. Nu mai vreau. Ok, și pe aici cum ar trebui să o iau șeful meu? Ia zi. Că aici mi-ai băgat foculeții 1000. Mai mult de 1000, stai calm, da, am vrut să fiu blând, nu te cred, și pe unde naiba trebuie să o iau? Bă, fratele meu, și stau iară jumătate de oră la o singură mapă? Pe unde trebuie să o iau? Pe aici nu pot, nu, ok, nu pot, și pe acolo pe unde? Că mi-ai băgat foculeții peste tot, mâncața și sufletul. Nu te cred, mai încercăm o singură dată, deci asta e ultima dată când încerc, nu vreau să încerc de mai multe ori. Că după cum v-am spus, mi s-a dus toată răbdarea când ține de foculețe. Și habar n-am pe unde trebuie să iau. Mă jur, stați așa să văd. Băi, e ceva pe aici. Mă fac minge și mă duc așa. Nu, n-am pe unde. Ok, bă băieți, cam atât cu acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like. Mulțumesc tuturor celor ce mi-ați făcut câte o mapă. Vă rog din suflet, bă, băgați foculețe. Dar măcar să știu pe unde trebuie să o iau. Adică nu... Ca unele mape unde habar n-am pe unde trebuie să o iau și o să stau mulă și bine. Așa că, bă băieți, ne auzim data viitoare, poate. Ciao!